În studioul Europei Libere de la Chișinău, doamna Silvia Radu, primarul interimar al Capitalei, mulțumim că ați răspuns invitației noastre să veniți să avem această discuție, pentru că ați preluat acest mandat de primar interimar într-o atmosferă nu tocmai benefică, continuă să se împartă opiniile. Unii cred că venirea Silviei Radu la cârma municipiului Chișinău înseamnă soluționarea mai multor probleme, pe de altă parte aveți și oponenți, adversari care critică felul cum ați ajuns în acest fotoliu. Credeți că s-a rezolvat problema până în 2019, atunci când ar urma să aibă loc alegeri locale referitor la această funcție? Eu cred că odată cu arestarea domnului Chirtoacă a apărut o problemă la municipiul Chișinău, iar numirea mea în funcție a fost executată în baza unei legi care de fapt a fost promovată de Partidul Liberal în Parlamentul Republicii Moldova. Dar faptul că domnul Chirtoacă nu a demisionat știind care este situația la Chișinău, fiindcă toți chișinăuienii știu că dumnealui a dezamăgit cei pe care l-au votat pe dumnealui în această funcție și dacă au fost atât de într-o situație atât de incomodă cu faptul că eu am fost numită în baza legii care a fost promovată de liberali în această funcție, trebuie să demisioneze mult mai înainte decât acum recent. Și atunci lucrurile ar fi stat posibil puțin altfel, dar cred că cea mai mare problemă care există astăzi este anume faptul că dezamăgirea alegătorilor a provocat aceste reacții adverse referitor la primăria municipiului Chișinău. Eu sper că odată cu alegerile care vor fi convocate, nu știu când vor fi convocate, să se pună punct pe situația de interimat, ca să-i spunem așa, și să fie o stabilitate atât de necesară municipalității, pentru ca problemele locuitorilor Chișinăului să fie puse în prim plan și nici de cum interpretările și luptele politice care au existat până acum și manipularea geopolitică și segmentarea opiniilor locuitorilor Chișinăului în defavoarea soluțiilor necesare și urgente de care are nevoie Chișinăul. Comisia Electorală Centrală va decide când și dacă vor avea loc alegeri anticipate, inclusiv la Chișinău, dar și la Bălție. Dar dacă demarează această campanie electorală, ea va periclita activitatea, bună activitate a municipalității? Eu cred că în orice țară a lumii, atunci când există alegeri, există perturbări în ceea ce ține funcționalitatea instituțiilor publice. Desigur, nu cred că acest lucru nu va afecta într-un fel sau altul activitatea oricăror instituții de stat pe care le avem, dacă vorbim atât de alegeri municipale cât și de alegeri parlamentare. Am simțit acest lucru nu o singură dată, cred că toți au simțit acest lucru pe parcursul mai multor ani de când participă la alegeri. În țările Europei, ca să facem o tangență, acest lucru nu este atât de dramatic resimțit, fiindcă există mecanisme care impun o corectitudine în funcționarea instituțiilor publice, lucru care astăzi la primăria municipiului Chișinău nu există. Nu există un mecanism clar de funcționare, o transparență, o atitudine față de funcția publică. De aceea, considerând faptul că legea prevede că primarul, dacă vrea să participe, este obligat să părăsească fotoliul cu o lună înainte de alegeri, acest lucru mai mult sau mai puțin va fi resimțit în activitatea primăriei. Dumneavoastră nu ați luat o decizie dacă nu, pentru vor fi aceste alegeri. Mergeți să candidați pentru acest fotoliu sau... Încă nu am luat această decizie. Este foarte dificil. Am mult prea multe proiecte acum în demarare care nici nu permit să mă gândesc la viitoarele alegeri. Sunt prea multe probleme în fiecare zi care sunt urgente de a fi soluționate și de aceea, deoarece încă nu s-a stabilit data alegerilor și nu există o claritate referitor când și cum va avea loc
acest lucru. Eu mă ocup de soluționarea acestor probleme și decizia o pun pentru mai târziu, să vedem ce va fi. Haideți să vorbim despre probleme, așa cum am promis și ascultătorilor Europei Libere. Despre ineficiența structurii primăriei s-a discutat foarte mult și de mulți ani. Această ineficiență poate ajunge să fie și eficiență? Primăria, eu sunt absolut convinsă că primăria poate fi eficientă și am văzut acest lucru atunci când am început să acționăm în echipă, am încercat să punem direcțiile să lucreze într-o echipă, atunci când am încercat să punem interesul cetățeanului pe prim plan și nici de cum să nu admitem starea aceasta de apatie și nepăsare față de problemele care sunt apar și trebuie să fie rezolvate în fiecare zi la primăria municipiului. Dar cum vreți să faceți această optimizare a structurii? În primul rând, structura este mult prea stufoasă pentru a continua în felul în care este. Sunt mult prea multe paralelisme între direcții și secțiile primăriei. Spre exemplu, avem mai multe organisme municipale care se ocupă de aceeași problemă și nu există un mecanism de control asupra tuturor celor care se ocupă cu aceeași problemă. Vă dau un exemplu simplu. Parcurile din municipiul Chișinău sunt în responsabilitatea spațiilor verzi. Mai avem o întreprindere care se ocupă la fel de parcuri și se numește întreprinderea gestiunea parcurilor. Avem la preturi 5 persoane care sunt, la fiecare pretură avem câte 5 persoane care se ocupă de problema parcurilor. Și mai avem alte structuri în primărie care la fel au mai mult sau mai puțin o atribuție la gestiunea parcurilor. Și la urmă avem parcuri care sunt într-un dezastru total și nimeni nu știe cine de fapt este primul responsabil și are prima obligație de a avea grijă de parcuri. Vedeți că s-a creat și o altă percepție că odată cu comasarea sau optimizarea unor direcții, structuri, ar însemna că Silvia Radu se răzbună pe oponenții săi politici. Mă refer la cazul Moldovanu, șeful Direcției Sănătate. Categoric nu este așa. Domnul Moldovanu este o persoană foarte bine cunoscută în sectorul medical din Republica Moldova, din sectorul sănătății. Toți cunosc că există o mafie în municipalitate ce ține de sectorul prestărilor servicii sănătății în municipiu. Eu cu ochii mei m-am convins de acest lucru când am vizitat spitalul numărul 1, faimosul scandal, când oamenii în loc să lucreze stau și chefuiesc ziua în amiaza mare cu vin și bucate, fiind medici cu toții, cu excepția domnului reprezentant al liberalilor din Consiliul Municipal, lucru care este mult prea preocupant și când am stabilit un e-mail prin care oamenii au început să poată să adreseze direct problemele sale din acest domeniu, am descoperit lucruri, sincer vă zic, mi-e strașnic să citesc scrisorile semnate. Eu am scrisori cu semnături din partea medicilor care se plâng despre cum funcționează acest sistem, cum toți sunt obligați să plătească acea numită dijmă piramidală care merge în sus și ei au obligația de a prelua de la bolnavi această dijmă sau îi impun să facă verificări care nu sunt necesare, Radu, sau să procure medicamente care nu sunt necesare. Aceste fără de legi trebuie să fie în vizorul instituțiilor care exact, sunt menite. Păi acest lucru a fost transmis la toate materialele, sunt transmise către organele competente și avem solicitări din partea organelor competente. Chiar astăzi, înainte de a veni la dumneavoastră, a intrat la mine în cabinet domnul viceprimar Codreanu și mi-a zis că domnul Moldovanu categoric refuză
să prezinte informația solicitată de organele competente, ce ține nemijlocit de fără de legile care se petrec în direcția sănătății. Și această confruntare ar putea să fie de durată. Nu cred, fiindcă deja am reușit prin Consiliul Municipal să modificăm structura direcției. Aceste persoane vor fi, conform legii, preîntâmpinate și disponibilizate și vor pleca din aceste funcții, lucru care deja este un pas înainte, iar restul reformei va începe prin aplicarea normativelor și transparenței în ceea ce ține gestiunea spitalelor și policlinicilor municipale. Pentru ca activitatea primăriei să se bucure de simpatia chișinăuienilor, trebuie să existe transparență, dar pentru o bună parte din a fi soluționate problemele, vă trebuiesc bani. Bugetul a fost aprobat, cunoaștem deja. Da, este pentru prima dată. Mai există șanse să mai găsiți și alte surse, resurse? Da, este pentru prima dată în ultimii 10 ani, cel puțin, când bugetul a fost aprobat înainte de anul nou. Un lucru foarte, foarte pozitiv pentru gestiunea municipiului, fiindcă anul trecut acest buget a fost aprobat, dacă nu greșesc, în luna iunie sau iulie, ceea ce a presupus că jumătate de an, practic, a fost imposibil de a realiza careva proiecte de investiții sau de gestiune în corectitudine cu prevederile legii. Dar nici acest buget nu poate acoperi toate gaurile. Exact. Acest buget nu poate acoperi absolut toate necesitățile care le avem astăzi, dar cel puțin am reușit să găsim rezerve pentru a soluționa anumite probleme. Vă dau un exemplu simplu. Dacă la reparația drumurilor din Chișinău cineva a încercat să bugeteze 30 de milioane de lei, eu am găsit rezerve în același buget, fără a majora bugetul, și am alocat 120 de milioane de lei la acest capitol. Și am luat aceste rezerve din gestiunea proastă întreprinderilor municipale. Și le-am explicat directorilor că dacă vor încerca să conteste această diminuare a bugetelor pe care le au în gestiune, fiindcă au în gestiune întreprinderile municipale sute de milioane de lei, care sunt prost gestionate și printr-o simplă inspecție la LUMTEH am descoperit mai mult de 100 de întreprinderi private conectate la rețeaua electrică de iluminare a orașului Chișinău. Lucru care este absolut inexplicabil. Mi s-a explicat că este o tradiție, la fel cum sunt tradițiile de chefuri în direcția sănătății de la municipiul Chișinău. Am dat indicații că absolut toți agenții economici să plece imediat din rețeaua electrică a Chișinăului și să-și vadă de treabă la distribuitorii de energie electrică. Nu avem așa funcție astăzi la municipiul Chișinău. Vorbeam că nu pot fi acoperite toate găurile din bugetul care este deja aprobat. Investiții pot fi atrase? În ce condiții? Eu sunt convinsă că pot fi atrase investiții. Discutăm acum cu băncile internaționale pentru a atrage investiții în municipiul Chișinău. La fel discutăm și avem proiecte de parteneriat public-privat cu sectorul privat, atât din Republica Moldova cât și din afara țării, și sunt convinsă că atunci când se dorește de a găsi o soluție pentru investiții, ea este posibilă. Este doar necesar ca aceste soluții să fie transparente și în interesul locuitorilor Chișinăului și nici de cum în interesul unuia sau altuia, reprezentant al primăriei sau reprezentant al Consiliului Municipal Chișinău, lucru care s-a petrecut până nu de mult la noi în oraș. Și la fel sunt rezerve la capitolul eficiența gestiunii în interiorul întreprinderilor și în interiorul însă și a primăriei, atunci când nu se încearcă de a cumpăra un creion la 10 prețuri, ci se cumpără creionul la un cost de piață și nici de acum la 4 ori mai scump. Apropo despre investiții, iarăși mulți ani la rând, din discuții cu mai mulți consilieri municipali, aflam despre diferite intenții de a atrage investiții pentru a rezolva problema deșeurilor, o problemă nerezolvată. Cum ați avea dumneavoastră de gând să soluționați și această problemă? Problema deșeurilor este o problemă care necesită o soluționare complexă. Nu merge vorba doar de construcția unei gunoiești unde să depozităm acest deșeu. Am discutat cu băncile internaționale ca să avem o viziune mai complexă la acest capitol și să avem un ciclu, să încercăm să avem un ciclu închis
adică zero deșeuri în municipiul Chișinău. Desigur, acest lucru nu este posibil de realizat într-o singură zi. Primul pas va fi să avem grijă ca gunoiștele pe care le avem să le adaptăm la normativele europene, ceea ce presupune că ele vor fi acoperite, vor fi stabilite anumite instalații de filtrare. Vom proteja mediul ca aceste gunoiști să nu afecteze nici apele reziduale și subterane, nici locuitorii din preajmă care se află nemijlocit alături de aceste gunoiști. Și acest lucru trebuie să fie realizat cât mai curând. De fapt, a fost planificată vizita pentru următoarea săptămână sau a fost pospusă peste o săptămână după sărbători vizita oficială la băncii europene în ceea ce ține negocierea și finalizarea negocierii creditului pentru întreprinderea salubritate, autosalubritate din Chișinău, pentru a începe acest proces de soluționare a problemei gunoiilor din Chișinău și primul pas va fi amenajarea gunoiștii și al doilea va fi implicarea prin granturi a educației populației în ceea ce ține sortarea gunoiului ca el să fie reciclat și reutilizat pentru a nu mai genera pe viitor a stopa această problemă. Rolul primarului în soluționarea tuturor problemelor e foarte mare, dar aveți nevoie și de o conlucrare cu Consiliul Municipal Chișinău. Iată, vreau să vă întreb, ați reușit să stabiliți o platformă de colaborare cu aleșii locali? Este o relație complexă, relația cu Consiliul Municipal. Eu cred că ar fi loc de a avea o relație mai bună. Știți că domnul Chirtoac a fost criticat pentru faptul că prea puține întrevederi sau prea puține prezențe ale domniei sale au fost la ședințele Consiliului Municipal. Dumneavoastră intenționat să ajungeți la ședință? Se merită? Trebuie? Eu cred că este important rezultatul acestei ședințe mai mult decât însă ședințele ca proces. Fiindcă dacă consilierii municipali vor pune în prim plan interesul cetățenilor, vă asigur că nu vor exista dezbateri politice la capitolul intereselor tuturor. Fiindcă am avut o situație... Dacă consilierii vor pune în prim plan așa interesele cetățenilor. Așa cum au făcut-o, spre exemplu... Asta înseamnă că ei nu pun în prim plan. În luna decembrie au demonstrat bunavoință și au pus acest interes în prim plan și au adoptat bugetul pentru anul 2018. La ultima ședință, când au fost prezentate două proiecte ce țin de autobuzele din Chișinău și anume procurarea atât de stringent necesară autobuselor, a 50 de autobuse, măcar a 50 de autobuse, ceea ce ne permite bugetul astăzi, și ansamblarea autobuselor pe teritoriul Chișinăului a fost respinsă datorită luptelor politice care au început între Partidul Liberal și Partidul Socialiștilor. Dar vă zic, eu cred că această lipsă de atitudine corectă față de soluționarea problemelor duce la situația când chișinăuienii merg în autobuse Flintstone și vor continua să meargă și în viitorul apropiat. Și acest lucru demonstrează ceea ce v-am zis, că luptele politice generează dezbinări și nici de cum soluționări a problemelor. Până începe această discuție, surprinzător pentru mine, am aflat că acești aleși locali ar trebui să se convoace în ședință odată în trimestru. Noi cunoaștem foarte bine cetățenii acestei capitale că uneori se întrunesc și de două ori pe zi sau de trei ori pe săptămână. Aceste întruniri, într-adevăr, Consiliul, conform legei, este obligat să se întrunească o dată în trimestru, iar consilierii se întâlnesc în ședințe extraordinare atunci când au de soluționat probleme mai urgente decât cele care pot veni o dată la trei luni. Vreau să vă zic că în municipiul Chișinău s-au acumulat probleme care au 10-15 ani fără a fi... Cu barbă, așa le spunem. Da, cu barbă foarte lungă. Opinia publică. Și eu la întâlnirile mele cu cetățenii descoper probleme din anii 2005-2006 care nu s-au pus niciodată pe agenda Consiliului și practic nici nu pot fi puse, fiindcă există un rând de zeci de mii
de decizii ce țin nemijlocit de cetățeni și nici de cum de partide, care nu sunt puse pur și simplu pe agenda Consiliului. Și ei au foarte mult de lucru și eu sper că aceste dezbateri politice pe care le au vor fi reduse la minimum, iar interesele locuitorilor Chișinăului vor fi puse pe prim plan și nu vor fi dezbătute, așa cum a fost dezbătută tema autobuselor la ultima ședință și nu a fost luată soluția și continuăm să avem această problemă care ne doare și pe care o suferă în fiecare zi oamenii stând sau mergând pe jos fără autobuze. Pentru fiecare ședință ei sunt plătiți, dacă se convoacă mai des ar putea să depășească și leafa unui funcționar din primărie. Ei ar trebui să muncească cu atitudine corectă față de ceea ce fac. Ei sunt reprezentanții alegătorilor și ei sunt cei care fac politica cum ar trebui orașul Chișinău să se dezvolte. Și în dependență de această funcție reprezentativă pe care o au, ar trebui să gestioneze corect banii publici care revin atât în bugetul municipiului, cât și pentru salarizările care țin atât de ei, cât și de restul angajaților municipiului. Da, apropo despre activitatea aleșilor locali, se zicea că ei aprobă decizii care pe parcursul anilor au fost pregătite de către primărie și nu totdeauna au fost pregătite în cadrul transparenței, pentru că s-au pus la cale anumite scheme dubioase care s-au promovat, au ajuns pe masa aleșilor locali și s-au votat chiar dacă unii nici nu au știut pentru ce ridică mâna. Eu nu pot să vă zic ce a fost în trecut, vă zic ce încerc să promovez acum. Încerc să revăd agenda Consiliului Municipal, fiindcă primarul convoacă Consiliul Municipal. Eu încerc să pun pe agenda zilei a Consiliului cele mai importante probleme ce țin de executiv. Conform legislației, fiecare consilier are dreptul să înainteze și să modifice această agendă în dependență de prioritățile pe care le consideră el oportune. Și atunci pot interveni situații când în agenda apar alte întrebări decât cele care au fost propuse de executiv și eu nu pot astăzi garanta 100% că toate problemele expuse în agenda Consiliului sunt verificate de către primar. Dar cel puțin cele care țin de interesele cetățenilor și sunt în primele 10, 15, 20 de puncte, eu le asigur, fiindcă încerc să verific și să am grijă ca procedura birocratică care presupune verificarea prin diferite comisii, iar dezbaterile din aceste comisii sunt transparente, fiindcă sunt transmise online, fiindcă am participat nemijlocit la dezbateri ce țin de tema autobuselor, spre exemplu, cu Comisia de Buget a Consiliului Municipal și acest lucru trebuie continuat ca toate dezbaterile la toate comisiile să fie publice. Și ele, de fapt, sunt publice, din câte cunosc eu, dar ar fi cazul ca poate jurnaliștii să atragă atenție mai mult la ce se dezbată în aceste comisii pentru a interveni atunci când văd că ceva nu este în regulă cu problemele care sunt expuse în aceste dezbateri. Chișinăuienii deseori au vorbit despre problemele pe care le au pentru că în centrul Chișinăului sunt amplasate Piața Centrală și Gara Centrală, se regăsesc aceste probleme pe ordinea de zi a CMC? Aceste probleme se regăsesc pe ordinea de zi a executivului în primul rând, fiindcă executivul trebuie să facă o propunere concretă Consiliului Municipal. Nu știu dacă ați observat, dar cel puțin această problemă a fost dezbătută de două ori la ședințele operative. Am solicitat direcțiilor responsabile să prezinte un plan de reamplasare a tuturor pieților din Chișinău, astfel ca să asigurăm în primul rând spațiul municipal pentru aceste piețe. Astăzi doar Piața Centrală aflându-se pe teritoriul municipal pentru a evita situația de genul pe care am avut-o în sectorul Râșcani și desigur de reamplasare a tot ceea ce incomodează locuitorii Chișinăului. Dar este un proces care presupune un studiu de fizibilitate, un studiu care presupune calculul necesar bugetar pentru implementarea
limitarea strămutărilor atunci când ele au loc și cred că ar fi corect ca să mergem pe această procedură pentru a fi sigur că nu vor fi interpretări de genul de ce a costat mai mult sau mai puțin, dar să avem o claritate în ce, de ce s-a luat această decizie și care este cea mai eficientă decizie pentru locuitori, ei participând în acest proces de dezbateri și studii de feziabilitate și amplasare și buget necesar pentru reamplasare. Trebuie să existe, de fapt, scopul meu este de a crea o platformă de conlucrare cu societatea civilă și locuitorii Chișinăului pentru a dezbate fiecare problemă care este pusă la Consiliul Municipal și pe agenda executivului primăriei, pentru a afla opinia lor, pentru a înțelege, poate ei au soluții mai bune care noi din executiv nu le putem vedea. Și această conlucrare poate aduce doar la o sinergie și nici de cum la complicarea problemelor pe care le avem. În cât timp ajunge Silvia Radu de acasă la birou? Eu ajung de obicei timp de jumătate de oră, îmi duc copiii la școală, apoi merg pe jos spre primărie. Am acest obicei, fiindcă pentru mine este important să văd cu ochii mei ce se petrece pe străzile Chișinăului. Tocmai aici am vrut să ajung și să vă întreb ce credeți despre ambuteiajele care se creează fie în orele matinale, fie în cele serale? Ambuteiajul există în toate orașele Europei și nu numai Europei. Este o problemă a tuturor orașelor cu care se confruntă orice municipalitate. Eu cred că există soluții pentru problemele pe care le avem astăzi. Această soluție deja, sper eu, în curând va fi clară, fiindcă am lansat un caiet de sarcini ce ține politica traficului din Chișinău. Am discutat cu Ministerul Afacerilor Interne, care are o statistică foarte interesantă pentru executivul nostru, care ține de instalarea unor semafoare inteligente care ar permite fluidizarea traficului fără mari investiții. Aici cred că ar putea interveni și sectorul privat când am putea găsi soluții fără necesitatea de a cheltui prea mult din bugetul municipal pentru a da ieșire la problema dată și direcțiile corespunzătoare din municipalitate deja studiază și lucrează la acest capitol. Tramvai prin Chișinău? Nu exclud, cred că acest lucru se va reflecta în acest studiu care deja a fost lansat pentru a fi executat de experți internaționali cu experiență și expertiză din țările europene și nu numai. Un plan pentru centrul istoric al orașului? Da, știți, am discutat cu societatea civilă. Noi avem un plan foarte interesant de a reabilita toate clădirile istorice pe care le avem în Chișinău și a prelua experiența frumoasă din Europa, când multe clădiri istorice care practic au dispărut au fost reconstruite așa cum ele au fost planificate de sute de ani în urmă și sper că acest proiect frumos să fie dus până la capăt atât de municipalitate cât și de societatea civilă în baza acestei platforme care ne dorim să o lansăm în luna aprilie. Trece timpul nemilos. Mai multe primării au semnat aceste declarații simbol de unire cu România. Nimic nu se aude la primăria Chișinău. Este un act simbolic. Cred eu că atâta timp cât consilierii au exprimat dorința cetățenilor care le-au dat acest vot, este un lucru absolut firesc pentru o democrație ca să se întâmple acest lucru. La municipalitate a fost o intenție din partea Partidului Liberal, din cât cunosc eu, la una dintre ședințele Consiliului Municipal să fie pusă la vot această declarație simbolică. Ea a fost respinsă, este o decizie care se ia de Consiliu și nu vă pot spune care va fi viitorul din Consiliul Municipal. Dar dacă greu ar exista, Silvia Radu ar semna sau nu? Eu cred că un primar, mai ales un primar care reprezintă Chișinăul în care trăiesc o sumedenie de națiuni, trebuie să fie un primar care unește și nici de cum un primar care dezbină. Este un primar care trebuie să reprezinte doleanțele cetățenilor care trăiesc în acest oraș. Înainte de a face o declarație sau a semna un document, eu aș întreba locuitorii Chișinăului dacă își doresc acest lucru și independent
consecință de răspunsul lor, aș pune semnătura pe un document sau altul. Fiindcă ceea ce este important este ca locuitorii să fie în prim plan și nici de cum primarul. Primarul este, dacă vreți, pe agenda, pe locul 2, fiindcă primii sunt cetățenii. Cât de grea e această povară pentru o femeie să gestioneze treburile unei municipalități precum Chișinău? Eu cred că v-am zis o singură dată, eu nu fac diferență între femei sau bărbați. Unica complicație la femei este că atunci când ai copii mici, ei se mai îmbolnăvesc și pe lângă problemele care le ai la serviciu, mai trebuie să și le cuiești copiii, să-i mângâi, să-i culci și ei de fapt să au nevoie să le atragi mai multă atenție acasă. Dar în ceea ce ține povara, povara primăriei este foarte grea astăzi, este o povară care este mult prea complicată de către corupția pe care o avem, care trebuie dezrădăcinată din municipiu și sper eu... Dar cât de mare e acest grad de corupție în cadrul primăriei? Este un grad foarte mare, fiindcă eu vă zic impresia și intuiția mea pe care o am, percepția pe care o am, este că o parte din bugetul primăriei nu ajunge, o parte din bani care aparțin bugetului primăriei nu ajunge în buget, iar cealaltă parte care ajunge în buget dispare din acest buget în buzunarele unui partid care deține de fapt astăzi controlul practic a primăriei prin persoanele nominalizate în funcție de răspundere și acest lucru duce la... Dar partidul ăsta a fost la guvernare cu alții, cu alte partide. Eu vorbesc despre primăria municipiului Chișinău astăzi și vă zic ce găsesc la primărie. Toți mă acuză că eu persecut Partidul Liberal, dar nu este problema mea că oriunde nu ai merge în primărie, găsești câte un reprezentant al partidului în funcție de răspundere. Dacă ar fi, a fost cazul spațiilor verzi, un reprezentant al Partidului Democrat cu 20 de ani de experiență în partid a plecat. Și nu l-am reținut, l-am rugat să plece și omul a plecat. Și eu nu țin cont de ce este un partid sau altul. Este important ca în primărie să lucreze oameni care își doresc să reformeze această primărie și doresc să lucreze în interesul cetățenilor și nici de cum în interesul unui partid sau în interesul personal a buzunarului pe care îl are la pantaloni sau la scurtă. Silvia Radu a fost concurent electoral în timpul alegerilor prezidențiale. V-ați lăsat de politică? Da, știți, v-am zis o singură dată public că acest lucru mi-a permis să văd toată bucătăria politicii, așa cum ea este în realitate, nu așa cum își închipuie un simplu alegător, fiindcă atunci când am făcut acest pas aveam impresia unui alegător simplu din Republica Moldova și când am văzut bucătăria din interior, mi-am dat seama că de fapt probabil eu nu am un loc în această bucătărie, fiindcă nu mi este interesantă. Am acceptat funcția de primar interimar, fiindcă consider că nefiind afiliat politic, pot face lucrurile să se schimbe și nu am niciun interes altul decât interesul cetățeanului și a meu propriu atunci când vorbesc despre cetățeni, fiindcă eu trăiesc în acest oraș și îmi doresc acest oraș să fie un oraș frumos, curat, transparent, bine gestionat și unde copiii să nu vrea să plece niciodată în altă țară. Mulțumim foarte mult pentru discuție, Silvia Radu, primarul interimar al municipiului Chișinău, în studioul Europei Libere de la Chișinău. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii, mai avem o sumedenie de întrebări, dar așa cum nu putem să cuprindem necuprinsul, vă invităm și cu alte ocazii să veniți să discutăm. Mulțumim! Da, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și vă promit că o să revin.